Intrăm în partea grea a subiectului și vine următoarea întrebare pe care am pregătit-o pentru tine. Care sunt efectele pe termen lung și pe termen scurt, da, ale relațiilor toxice asupra sănătății fizice și psihice? Păi o să spun așa ce simt, ce-mi vine, nici și dacă o să le categorisez neapărat pe scurt, lung, dar o să le înșir așa cum îmi vin. E perfect în regulă. Da, că nu știu acum, nu-mi vine chiar acum imediat să le categorisez pe alea pe scurt, pe alea. Să le împarți. Nu, e perfect în regulă. Cum îți vin așa natural? Mă leg, Sorin, de ce am vorbit până acum frumos, în ideea în care frica aia, că practic noi... La întrebarea asta, în niște locuri am răspuns într-un punct de vedere. Frica aia care stă mult timp acolo, dată, cauzată de abuzurile unui părinte, fie emoționale, fie verbale, fie fizice, asta e un exemplu, duce la anxietate, duce la o suferință, o afecțiune psihologică. Și anxietatea aia, conform studiilor de care vorbeam mai devreme, duce la o preponderență mai mare a bolilor fizice pe care ți le menționam. Lipsa libertății. Faptul că eu nu am libertate să fac ce simt. Chiar tu ai spus la un moment dat, te duci către meserii, vorbim de termen lung, te duci către meserii în care nu te regăsești și ajungi ca mine 15 ani sau 20 de ani să stai într-un loc neplăcut ca meserie și să suporți așa cum ai suportat și niște relații în familie toxice și mai departe, nu-ți găsești locul și intri și acolo poți să intri din cauza profesiei și a locului nepotrivit în care ești, în depresie, în anxietate. Și le iau, chiar dacă mă uit așa un pic în spate la ce am vorbit, găsim ușor răspunsurile. Controlul. Un părinte care nu mă lasă, mă controlează la fiecare pas. Sau un partener, apropo, că foarte mulți clienți de-ai mei au parteneri narcisiști, care începe și ca un păianjen și izolează victima. Adică încep și denigrează oamenii din jur. Că ăla-i prost, că ăla-i nu știu cum, ce-s cu prietenii ai tăi, până ajunge să rămâi doar cu el. Și când ai rămas doar cu el, face ce vrea cu tine. Și atunci, pe termen lung, ce înseamnă? Mă izolează de oamenii din jur, denigrându-i și făcându-mă să cred că el e unicul, sau ea, unica, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și ce fericit sunt eu că mă stă cu mine în relație. E reperul. Da, care duce din nou anxietate, izolare socială, depresie și alte tulburări care, adică, și sunt foarte multe. Nu mai spun că dacă ajungem la fizice, cum spuneai, automat că putem să avem probleme gastrointestinale, foarte multe lucruri noi ai văzut, ne doare stomacul. Dar după ani și ani, uite, de exemplu, 50% din clienții mei au avut sau au gastrită. Dar nu într-o zi, două de emoții negative, că stresul ăla ți erodează mucoasa peretelui din stomac în an de zile. Și în 5, 10, 15 ajungi să faci gastrită, uneori te duci și spre ulcer. Pentru că de multe ori acolo simți. Alții simți mai mult în zona de inimă, de tensiune și alții, din contră, pe specialitatea ta, că putem avea și probleme de respirații, din cauza, chiar scriam în cartea alea la care lucrezi, eu trăind în frică foarte mult, și am observat asta. Eu ajung să-mi țin respirația sau respir foarte scurt din cauza fricii. Rămâne ceva în corp, adică, de exemplu, eu și când plângeam, dacă plângeam, mă vedea mama plângând, mă bătea. Ce plânge, ai să-ți mai dau una. Și atunci eu făceam până și plânsul, eu îl făceam pe liniște să nu mă audă și cu respirația să nu fiu prezent acolo. Și atunci mă trezesc că de multe ori eu respir scurt, sacadat și nu-mi oxigenez corpul. Și eu prin mindfulness, de exemplu, că am făcut niște cursuri de mindfulness cu niște instructori foarte buni, am învățat să respir, să-mi aduc oxigenul care e atât de vital cum e, nu știu, alimentele, sângele, și fără oxigen eu nu-mi hrănesc toate extremitățile corpului și cât din părerea. Și cum invers, practic, relația toxică îmbolnăvește, poate să îmbolnăvească plămânii, de exemplu, că n-ai specialitatea ta medicală, și din cauze emoționale. Nu doar din cauze fizice, fumat și elemente toxice din mediu și eu mie mi-a. Și chiar și acum eu mai am, trebuie să-mi amintesc, să mai fac, nu în fiecare zi, recunosc,
mai minte să mai faci exerciții de respirație ca să intre în obișnuință. Apropo de antrenamentul pe lucruri pozitive, la fel e important să ne reantrenăm să respirăm ca să calmăm sistemul nervos. Să liniștim. El respiră și, știi, nu duce respirația până în capăt. Și sunt multe. În practicile de mindfulness, știi foarte bine că se practică respirația de tip 4-4-4. Da, și aia. Cred că sunt multe, dar în special aia, da. Deci, da. Aici ai menționat niște chestii foarte interesante și nu pot să sar peste un aspect pe care aș vrea să-l dezvoltăm un pic. Și anume, ai zis o chestie foarte interesantă, și anume faptul că tu plângeai și pe silent sau pe... Da, eu nici acum nu știu în liniște. Eu nici acum nu știu să plâng cu sunet. Da, și practic vorbim despre un abuz pe care, la care erai supus și care îți te împingeau cumva către a exterioriza această emoție negativă prin plâns, dar pe de altă parte erai pedepsit și dacă îți exteriorizai această suferință prin plâns, și cumva tu practic încasai o dublă, un dublu abuz. Odată erai abuzat și pe de cealaltă parte că nu ți se dădea posibilitatea ca să dai afară aceste emoții negative prin intermediul plânsului, corect? Corect, și mă bucur mult că spui chestia asta, că hai zi tu, termină tu ideea, că mi-a venit din ideea ta, vine ceva. Bun. Foarte tare. Da, acum, deci vorbim despre, cel puțin din direcția mea așa se vede, de două forme de abuz. Păi da, asta este suprimarea, practic. Pe lângă abuzul ăsta și suprimarea emoțiilor, că mai vezi pe parcursul podcastului, dăm pe întreg podcastul definiția relației toxice. Și care mai e aia? O relație în care eu nu sunt lăsat să-mi exprim emoțiile. Fie că îți dă plâns și mi se suprimă. N-ai voie. Nu e ca tine. Ești nu știu cum. Și nu sunt lăsat să-mi exprim furia. Că dacă, nu știu, mi s-a întâmplat să fiu furios, ce te enervezi? Ia de aici încă una. Sau plângi. Ia de aici încă una. Știi? Și nefiind lăsat să, în mecanismul ăla de apărare, de reglare a emoțiilor, nefiind lăsat să-l avem natural, că noi l-avem natural dacă suntem lăsați în pace, e ca o menghine, ești într-o cursă și ești îmbolnăvit. Și o relație toxică e un om care nu te lasă, nu numai că te abuzează, dar nici măcar nu te lasă să-ți regleze emoțiile. Deci, hai să le spunem oamenilor o chestiune pe care poate puțini o conștientizează la modul real, însă majoritatea oamenilor o trăiesc, și anume faptul că eliberarea emoției negative, eliberarea abuzului printr-o formă sau prin cealaltă, este un soi de terapie. Și ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, o să luăm exemplu plânsului. Da? Te-a abuzat cineva, nu știu, șeful la locul de muncă, iubitul, te-a enervat cineva în trafic. Faptul că tu vrei să plângi sau că îți vine să plângi și plângi este un soi de descărcare a emoției. Da? Dacă tu îți reprimi treaba asta, pentru că societatea te învață că ești slab dacă plângi, mai ales când vine vorba de bărbați, da? Vorbim despre o a doua componentă de aducătoare de boală psihică. Da. Bun. Și practic, fiind supuși la aceste două forme de abuz, odată prin abuzul care vine din exterior și odată prin inhibarea modalității pe care eu mi-am identificat-o de a da drumul emoțiilor să părăsească corpul, da? Ne apropiem sau facem un pas major, da? Cu fiecare astfel de eveniment, către o tulburare de tip psihic. Da. Da, pentru că care nu se exteriorizez. Adică nici măcar, și nu mai plânsul intră aici, și discuția, Sorin, că să vorbești, să te descarci, uneori nu e nevoie neapărat de plâns, doar să vorbești despre asta. Dacă nu ești ascultat, apropo, din nou o relație toxică, ești un om, apropo că aduc în vedere un pic pe tata acum, indisponibil emoțional, care nu mă ascultă, nu m-a bătut, nu mi-a făcut rău, nu ne-a abuzat, să zicem, dintr-un punct de vedere, dar el nu te ascultă. Mereu ocupat cu treabă, un om, în familie, nu. Și nu te ascultă, vrei și tu să spui durerile și n-ai la cine. Nu e acolo pentru tine. Deci din nou un mecanism care nu ești lăsat să-ți spui, ori să-ți verbalizezi, ori să plângi, orice. Și da, ajungem la practic la tulburări psihologice. Deci da. pe lângă bolile fizice, cum ar fi gastropatiile de stres, tulburările digestive, în sensul de scaune diareice, tulburări de constipație, da. Pe lângă scăderea imunității, pe lângă tulburări de panică, anxietate și depresie, pe lângă boli respiratorii prin suprimarea imunității și creșterea riscului de boli infecțioase și așa mai departe.
aceste relații toxice, că vorbim despre familiale, că vorbim despre relații amoroase, profesionale și așa mai departe, mai sunt aducătoare și de alte boli? Pe lângă tot ce am vorbit acum? Da, dacă îți mai vine ceva în minte, dacă nu, mergem mai departe și dacă ne mai vin în minte să le punctăm pe fiecare în parte. Singură, deși sunt clar, sunt multe, noi acoperim o mică parte. Bolile cardiovasculare, uite, nu știu dacă le-am amintit pe astea. Păi am zis eu de inimă, dar cumva n-ai... Da, astea sunt, cardiovasculare de inimă. Ce mai vine acum și încă e un domeniu pe care îl cercetez, sunt bolile autoimune. Dau a, două, uite, vezi, asta e o chestie. Asta e o chestie fantastică, bravo. Chestii care sunt puțin cunoscute și de medici, mă refer cauzele psihologice ale lor. Am văzut în 2017 un documentar foarte fain al lui Lady Gaga despre viața ei și vorbea de fibromialgie. O boală autoimună care se manifestă și multe din ele se manifestă până în țepături, arsuri ale mâinii, până chestii care nu au legătură cu fizicul și nu-ți dai seama de unde. O altă actriță, Selma nu mai știu cum, în 2020 a făcut un documentar, o actriță foarte cunoscută, dar nu mai știu după Selma. Nu e Selma Hayek, e alta drăguță, așa brunețică, a făcut scleroză multiplă. Deci efectiv abia mai putea să meargă. Tânără, 40 și un pic de ani, adică... Și multe alte, sunt foarte multe boli autoimune cărora medicii nu le știu, adică mulți medici, nu toți, nu le știu cauza. Nu știu de unde vin, că nu e o chestie să zici, bă, e de stomac, e un virus sau e... Efectiv, celulele încep să se mănânce între ele, să se omoare, să îmbolnăvească o parte a corpului. Acum, și chiar asta e o întrebare pe care vreau să o pun curând de supervizorul meu în psihologie, ce nu știu încă și vreau să aflu e de ce o boală și nu alta? De ce fibromialgie și nu scleroză? De ce scleroză și nu talasemie? De ce nu tot felul de boli din astea de... care nu e să zici că s-a întâmplat ceva, o influență externă de așa, de ce una și de ce nu alta? De ce tulburare de tipul ăla și nu aia lantă? Că e și chestia de tipologia omului. De ce ne ducem în niște mecanisme? Că unii se duc mai introversie, alții se exteriorizează și se manifestă pe furie. Sunt diverse manifestări ale omului în boală. Și aici mai am eu ceva de cercetat, de ce o anumită boală autoimună sau nu. Dar sunt multe boli, eu încă nu le știu pe toate, sunt foarte boli autoimune, care cel puțin astea. Și chiar a fost interviu, Gabor Mate vorbește foarte mult în cărțile lui, chiar și în cartea Când corpul spune nu, și mai e una care o am pe tărâmul Fantomelor întunecate, el fiind ultim doctor și veneau oamenii drogați la el în terapie cu tot felul de boli și pe lângă drogurile alea și observau că la majoritatea aveau un istoric traumele familiale, abandonuri, abuzuri și toate lucrurile în care prin dependențe ei reușeau să supraviețuiască.